în ziua de astăzi, oricine și orice poate deveni subiect de film documentar. Povestea oricărui om e demnă de povestit dacă tema e focalizată bine și unghiul potrivit e ales. Nu vorbesc aici despre documentare de duzină de la televizor, ci despre filmele unor documentariști independenți care folosesc limbajul cinemaului documentar, extinzându-l în direcții care îi ajută pe ei cel mai bine să surprindă atmosfere și anumite subiecte abordate. Uitându-ne la filmele din secțiunea Voci emergente ale documentarului de la Astra Film, ne putem delecta și în măestria realizării, în soluțiile pe care acești documentariști le folosesc pentru a surprinde cât mai bine realitatea. Fie vorba de trăiri personale în care ei își întorc camera spre ei înșiși și spre familiile lor, sau despre povești ale altor destine. Iar facerea unui film despre un anumit subiect e în sine mărturie a importanței acelui subiect. De exemplu, Supraviețuitoarele, acest film m-a marcat prin pauzele de liniște lungă dintre destăinuirile dureroase ale unor femei din Iordania. Ele au supraviețuit la limită unor abuzuri, violențe domestice și violuri grele de imaginat. Iar ritmul neobișnuit al montajului dezvăluie un mod total atipic pentru noi, cei care suntem obișnuiți cu filmele vestice, și tăcerea parcă comunică mult mai apăsător decât vorbele acestor femei. În cazuri de violență domestică, de obicei auzim povestea victimelor, iar abuzatorii sunt etichetați, pedepsiți și dați la o parte. În Lumina cade vertical, avem rara ocazie să auzim mărturia unui abuzator sexual. Îl vedem ca pe un om care reflectează asupra faptelor sale și le asumă și îl putem urmări în diferite ipostaze. Îl vedem cu familia lui, îl vedem cu partenera lui care îl iubește și ne și povestește destul de mult. La un moment dat, chiar vine peste el o criză și roagă pe toată lumea să plece ca să nu devină violent. Fără acest film, eu nu puteam imagina nici o fațetă a unui astfel de personaj. Trei filme din această secțiune m-au pus pe gânduri cu privire la anumite dileme actuale și chiar m-au făcut să-mi schimb poziția. Cred că toți ne-am imaginat măcar o dată, indiferent de ce idei politice, credințe sau limite avem, cum ne-ar fi viața în corpul celuilalt gen. Sau poate într-un corp cu un gen mixt sau un corp fără gen. După ce am trecut prin dezbaterea propusă de Orlando, biografia mea politică, mi-am dat seama cât de divers poate fi abordată tema transexualității față de felul în care e arhidiscutată pe unele platforme astăzi. Eu am avut o experiență completă vizionând acest film, m-a antrenat intelectual și mi-a oferit și o experiență cinematică estetică, pentru că regizorul chiar iese din tipare în toate componentele acestui material. Știați că în comunism erau facultăți care primeau studenți din Iran? Eu nu știam. Dar așa s-au cunoscut Maria și Zara la Facultatea de Medicină din București, unde leagă o prietenie pe viață. Regizorul construiește ingenios din materiale de arhivă care au documentat destule astfel de cazuri de prietenii și corespondențe internaționale, două personaje credibile în care eu personal m-am investit emoțional. Prin acest film
Am descoperit cât de similare sunt, de fapt, sistemul politic și revoluția din Iran cu cea din România. Se poate face documentar captivant, exclusiv din capturi de ecran, dintr-un joc distopic de supraviețuire. Și de ce nu? Mare parte din generația mai tânără își petrece o parte integrală a vieții în medii create de jocuri video. Iar unii nu reușesc să trăiască trăiri la fel de palpitante sau să se conecteze atât de ușor offline. O echipă de cineaști și prin ei și noi spectatorii intră în comunitatea online al unui joc video unde interacționează cu subiecti mijlociți de avataruri virtuale. Ei folosesc metode clasice, observaționale și de interviu, dar fac toate astea exclusiv virtual, în interiorul jocului. Prin insula lui Knit, eu personal am înțeles mai bine cât de fină e limita dintre ceea ce noi trăim ca real, ca lume reală, și ceea ce înțelegem ca lume virtuală. Și de ce poate crea ea dependență. Selecția de anul acesta continuă un trend început acum 10 ani în care regizorii întorc curajos camera spre ei înșiși și spre familiile lor, cu nerăbdarea de măcar a înțelege, dacă nu și rezolva, traumele și disfuncționalitățile familiale. Și prin asta să ofere o înțelegere despre parcursul devenirilor, a identităților, și prin asta poate și a noastră, a oricui. Un film din Maroc folosește ingenios animația pentru creionarea relațiilor interfamiliale. Cum ar fi dacă ai primi în mână o figurină cu tine în miniatură? Cum ar fi să-ți vezi orașul și cartierul într-o machetă? Să vezi un rezumat al întâmplărilor prin care ai trecut într-un cadru al unei case de păpuși. La început a fost minciuna, pornește de la puținele fotografii private rămase care documentează istoria familiei autoarei și singura fotografie publică despre o celebră revoltă din Maroc care i-a marcat tragic și face o încercare de reconstituire compensatorie a trecutului, având-o ca personaj principal pe bunica regizoarei, o matriarhă rigidă care nu acceptă expunerea fotografiilor în casă. Autoarea ia la rând perspectivele tuturor membrilor familiei și le confruntă dezvelind dramele fiecăruia. În filmul Sacru și profan în bucătărie, vedem cum regizorul filmului se întoarce după 24 de ani de absență în casa familială aflată într-o zonă rurală din Taiwan și își găsește părinții și fratele total dependenți de religie, superstiții și jocuri de noroc. Vizionând filmul, devenim martori la cum facerea unui documentar autobiografic minimalist devine pentru regizor un mijloc de reapropiere de familie în ciuda diferențelor de viziune asupra vieții. Cum ar fi să poți călători în pădurea amazoniană și să porți o discuție cu un membru al unui trib aproape extins? Păi, eu, e ca și cum aș fi făcut deja asta, când m-am uitat la filmul Locul unde nimeni nu zice te iubesc, în care un descendent al acestui trib ne conduce în aventura lui de a-și descoperi rădăcinile. Și nu o face oricum. Filmul e tixit de imagini sublime și mie personal mi-a plăcut foarte mult să asist la dialogul intercultural, care, surprinzător, e axat pe emoții și nu pe tradiții și cutume. Iar problematica înțelegerii și neînțelegerii celuilalt e pusă în scenă într-o cheie poetică, senzorială și intimistă, prin care se ating în cele din urmă notele unei
căutări existențiale profunde. Întrebările cum structurează abandonul matern identitatea cuiva și dacă o mamă e înlocuită de o alta, ce explică persistența inadecvării și la maturitate, plutesc pe tot parcursul filmului Acea mamă. Cu siguranță, răspunsul la acest tip de întrebări devin urgente în momentul în care devii părinte. Michael Bandela, un tânăr cineast, recent devenit soț și tată, încearcă să-și înțeleagă relația tumultoasă cu mama biologică și cu cea adoptivă, folosind privirea obiectivă a camerei de filmat. Regizorul își reconstituie traseul de viață prin manevrarea expresivă și sensibilă a unor fotografii, filmări familiale, destăinuiri intime proprii și observații distante ale lucrătorilor sociali și tot acest efort în speranța reconstituirii unei identități și o coagulare a sinelui atât de necesară. Dacă crezi că dacă membrii unei familii nu au reușit nici după 25 de ani să rupă distanță și să proceseze o traumă comună, nu mai au nicio șansă de reconciliere, trebuie să vii să vezi Chemarea munților. Acest film autobiografic e despre dinamicile din familia cineastului, care chestionează rolul jucat de doliu, de dislocare și de izolare în proiectarea unor modele autodestructive ale masculinității. Christian filtrează cu atenție și curiozitate, dar și cu autoironie și umor, o serie de momente importante de criză din istoria familiei lui ca răspuns tonic și salvator în fața nonsensului.